Bună ziua și bun găsit, stimați spectatori, la o nouă emisiune Fotoliul cu Ghimpi, aici în studioul Capital TV. Sunt Adrian Simeon, astăzi avem ca invitată la Fotoliul cu Ghimpi o doamnă, pe numele său Corina Oprișiu. Doamna este destul de cunoscută în județul Hunedoara pentru că a mai ocupat funcții publice. În acest moment, doamna Corina Oprișiu se află în studioul Capital TV în calitate de secretar executiv PMP. Bună ziua, să rămâne, bun venit în studioul nostru. Bună ziua și bine v-am găsit după ceva vreme. Da, după ceva vreme, doamna Corina, văd că titlul acolo este secretar executiv PMP. Vă place chestia asta cu executivul? Că știu că în momentul ăsta mai stați executiv pe undeva, și dacă stau bine să mă gândesc, de-a lungul timpului, cel puțin în ultimii 5 ani, ce 5 ani? Mai mult de 5 ani, cred că, tot executiv din ăsta ați fost. Și atunci o să fac două întrebări pentru dumneavoastră, așa ca de început. Stimată doamnă, era o întrebare celebră pe vremuri. Chiar vorbeam cu cineva, căci că nu mai pune nimeni acum. Domnule, ce ați mai făcut cu așa în ultimii 5 ani, știți? Da. Vă aduceți aminte de întrebarea asta? Ce ați făcut în ultimii 5 ani? Era o întrebare pentru unii incomodă, dar eu știam că se poartă fotoliile cu spumă, cu memorie, nu cu ghimpi. Da, la noi nu merge așa. Adică a stat prea confortabil. Data viitoare o să-mi aduc fotoliul de acasă. Nu cred că se va putea lucrul ăsta. Eventual, dacă ne invitați pe noi la noastră acasă, dar atunci îl aducem noi pe ăsta cu ghimpi. Și oricum ați dat, nu iese bine. Bun, ăsta este formatul. Deci, dacă dumneavoastră credeți că ăsta este un ghimp, pe prima întrebare, o să vă rog să răspundeți la ea. Ce ați făcut, doamne, în ultimii 5 ani? Mă întrebați pentru că am cam dispărut din peisaj sau de ce? Unii așa ar spune. Da. Acum 5 ani, deci vorbim de anul 2015, eram încă în primăria Hunedoara. Eram director, nu executiv, eram director de urbanism și de patrimoniu. Mă ocupam de urbanismul orașului și de patrimoniu cultural, inclusiv de Castelul Corvinilor. Promovam și lucram pentru proiectul Casa Breslelor, un proiect pe fonduri norvegiene cu care mă bântresc, pentru că a fost ideea mea de moment, idee pe care echipa de la acea oră din primăria Hunedoara a îmbrățișat-o și am depus atunci pe ultima sută de metri acel proiect, care a fost promovat și executat. Am fost manager de proiect cu mândrie. Am semnat situațiile de lucrări la Casa Breslelor și m-aș bucura dacă mulți dintre hunedorenii noștri, atunci când vizitează Castelul Hunedoarei, Castelul Huneazilor, vizitează și Casa Breslelor. Stați un pic că m-ați pierdut pe mine. Eu am fost de multe ori la Castelul Corvinilor, dar nu reușesc. Ori am eu un lapsus în momentul ăsta, ori nu pot localiza... Imediat ce intrați pe poartă, pe partea dreaptă, pe niște scări, este... Deci la clădirile care sunt ca anexe ale castelului. A fost acasă administratorului, am denumit-o... Unde e și muzeul. Da, nu, înainte de muzeu. Muzeul este longitudinal. Da, pe L-ul acela, că e un L, de fapt. Într-una din discuțiile cu istoricii din castel pe vremea aceea, ne-au arătat lăzile de breaslă de la vremea Breslelor și atunci am avut ideea asta cu Casa Breslelor, care s-a materializat foarte frumos în acest muzeu. N-am apucat să închei proiectul pentru că s-a schimbat echipa la primărie, a venit altă echipă care l-a finalizat cu succes. Astăzi există muzeul Casa Breslelor și, repet, m-aș bucura ca virgulă cât mai multă lume să-l viziteze, nu se plătește deloc taxă de intrare. Da. Deci asta făceam cam acum 5 ani, iar în 2016, de veancă fiind membră la fel în PMP, cum sunt și astăzi, am candidat la primăria Deva, nu am câștigat și m-am retras, am devenit... am plecat și am lucrat în sistem privat la o companie privată din județ Hunedoara, una dintre cele mai mari companii astăzi din județ.
Sunt director executiv și sunt omul care tace și face. Așa am fost și la Hunedoara, așa am fost în partid și așa sunt și acum. Omul care tace și face, execută, face ce trebuie făcut. Bun, mi-ați servit, ca să spun așa, prin ceea ce a spus noastră, o mulțime de întrebări pe care urmează să vi le pun. Omul care tace și face, această expresie ar putea să o caracterizeze pe Corina Oprișiu? Tace și face? Parțial, da. Pentru că îmi place să fac lucruri, îmi place să am idei și să le duc la bun sfârșit. Tac atâta timp cât se poate tăcea, dar în momentul în care trebuie vorbit, vorbesc. Nu foarte mult. De-aia v-am și reproșat că emisiunea asta e un pic cam lungă, 40 de minute. 45 chiar. Sau 45, poate lumea n-are răbdare să, sau n-are timp să asculte atât de mult, dar... Eu zic că cine e interesat se va uita până la capăt. Cel puțin pentru faptul că, din punctul meu de vedere, emisiunea este chiar interesantă, iar invitații din ea consider eu că au ceva de spus, că de asta v-am chemat. Probabil sunteți om de specialitate și mă aliniez... părerii dumneavoastră. Doamna Corina, mi-ați spus de primăria Hunedoara, asta înseamnă că la momentul acela erați într-un anume fel colegă, eu spun colegă, nu subordonată, cu primarul de la acea vreme, Arion, nu? Da. Care în momentul ăsta este președintele partidului. Am făcut parte cu bucurie din echipa, din primăria Hunedoara, primarului Arion, dar în moment, atâta timp cât am lucrat în primărie, fiind funcționar public, nu am făcut politică. Intenția mea a fost ca, intenția mea la ora aceea a fost ca să mă retrag din politică, să rămân un executiv și să ies liniștită la pensie de pe un post de care eram mândră la data aceea. Dar iată că se confirmă faptul, never say vorba, da? Niciodată da, să never spui say never, e adevărat. Și astăzi sunteți invitată în emisiunea mea ca și secretar executiv al PMP Hunedoara, al județului Hunedoara. Văd că dumneavoastră mi-a spus doar de primăria Deva, de primăria Hunedoara, dar mi-a spus și că ați candidat la primăria Deva. Dumneavoastră ați făcut parte și din staful primăriei Deva, din câte știu eu. Da, eu am intrat în politică de mână cu oameni care astăzi nu mai există. Nu mai există în politică? Nu mai există în viață. A. Și vorbim de anul 2007-2008 în partidul lui Stolojan, în PLD, pentru că atât eu cât și familia mea suntem liberali. Suntem oameni care adică lucrăm sau... de dreapta. Da, am lucrat în privat. Am fost plecată mult timp din țară, am lucrat pentru companii străine și vederile noastre, ale familiei și ale mele, erau liberale. La data respectivă am intrat în PLD și am fost în echipa domnului Nișconi când candida, vorbim istoria, acum da. Lumea se plictisește de istorie. Nu cred, dar sunt și tineri și care poate nu vă cunosc. Fiind în echipa domnului Nișconi, dânsul candidat ca primar, am fost pe lista de consilier și am ajuns în 2008 consilier local la da. Deva. Din poziția de consilier local am ajuns viceprimar în anul... Deci ați fost viceprimarul Devei. Am fost prima femeie viceprimar din istoria Devei, da. E, vedeți? Da, cum întâi spun asta... Nu știu asta... dacă n-ați vrut să o spuneți din da. Modestie sau că ați considerat că e prea... cu mult timp în urmă. Pentru mine... Vă spun lucrul ăsta, doamna Corina, v-ați gândit vreodată, facem o mică paranteză, o întrebare cu paranteză, v-ați gândit vreodată că odată la 4 ani vine o altă generație care crește, da, se tot schimbă. Da. Copiii ăștia nu știu cine sunt figurile care apar și care le vorbesc. V-ați gândit la lucrul ăsta? Am gândit, dar vă spun un lucru, copiii ăștia nu știu, dar pe copiii nu îi interesează. Ar trebui. Din păcate. Eu cred e că adevărat. Pe o parte dintre ei ar e trebui să intereseze. E adevărat, dar timpul trece atât de repede și este foarte greu ca să îi faci să și înțeleagă. Sunt unii care vor să înțeleagă, unii care nu, unii care spun
este o vorbă, fost alele când ai fost. Da. Așa, deci datoria mea este să spun cine sunt și fără să vreau să epatez cu asta sau să arăt că merit un vot astăzi sau un loc astăzi undeva. Păi pentru... nu, că nu facem campanie electorală, acum vreau să vorbim strict despre chestia deci asta. Deci am fost cu mândrie, vă spun, prima femeie viceprimară a orașului Deva, a municipiului Deva, nu pentru mult timp. De ce? Pentru că viceprimar fiind văzând foarte îndeaproape cum se petrec lucrurile în administrația publică din oraș, mi-am dat seama că pot să fac mult mai mult pentru oraș dacă fac pasul lateral din politică în administrație. S-a înființat postul de city manager și am dat concurs și am trecut pe postul de city manager renunțând la postul de viceprimar și intrând în administrație. Din nou am primit o conjunctură foarte, foarte bună din punctul de vedere al profesiei, pentru că pentru mine administrator public este o profesie, nu este o simplă funcție politică, cum din păcate se întâmplă astăzi, și am făcut parte din singurii 25 de administratori publici din România care am fost școliți în Europa pe bani europeni, având prilejul de a face stagii de administrație în Spania pentru câteva săptămâni. Suntem 25 de astfel de oameni în România, din care doar 9 sau 10 mai ocupă încă aceste funcții, din cauza că cei care politic au în mână posibilitatea numirii acestor administratori au preferat să piardă niște profesioniști doar din dorința de a ocupa posturile cu oameni fideli. Astfel, cu mândrie... Fideli și competenți? Nu contează. Nu știu. Păi, ba, contează. Pentru mine, ca cetățean, contează. Nu, pentru noastră contează, dar eu am fost în postura în care nu a contat deloc profesionalismul, ci a contat doar fidelitatea, adică să fie omul meu. Adică și... atunci când ați fost dată la o parte, spuneți nu, eu am plecat de bunăvoie când a venit altă administrație la Deva. Acum cred că sunteți finuță, ca să spun așa. Ați plecat voastră de bunăvoie sau vi s-a sugerat? Mi s-a sugerat, adică e adevărat, mi s-a sugerat, dar puteam să nu plec. Puteam să stau acolo într-un birou la subsol sau cu cu niște sarcini de serviciu de dus corespondența. Puteam să accept și asta. Dar în momentul în care am înțeles că nu sunt dorită, am făcut pasul lateral și am plecat în privat unde lucrez și acum. Ați fost administrator public al Devei cu primar cine? Cu primar Mircea Muntean. Mircea Muntean, 4x4, nu? Da, o muncă foarte grea pentru că aveam împotrivă Consiliul Local. Era lupta dintre primarul de la acea dată, Mircea Muntean, și domnul Moloț. Mircea Muntean o să iasă primar, dar nu mai știu, parcă n-avea majoritate în Consiliul Local. Da, pierduse majoritatea pentru că Partidul Național Liberal era împotriva lui și dânsul a trebuit să-și ia ca și tovarăși pe noi, cei din PD, așa a fost o luptă politică foarte grea, orice fel de hotărâre de Consiliu se lua prin niște compromisuri sau lupte care sunt greu de descris astăzi. Dar asta nu este normal. Uite, chiar vreau să vă întreb, pentru că dumneavoastră sunteți repet, o doamnă care a lucrat foarte mult și în privat, dar și în instituțiile de stat, mai ales ca administrator public al Devei, ați lucrat și în primăria Hunedoara, ați muncit. Chestia asta cu luptele din Consiliul Local pe baza unor hotărâri de Consiliu, adică trecem hotărârea sau nu trecem hotărârea, mie mi se par absurde, mai ales dacă e vorba de o hotărâre de Consiliu Local care vine în sprijinul comunității, că mă gândesc că pentru asta se dau, nu? E adevărat, dar de foarte multe ori în Consiliul Local nu este vorba despre interesul comunității. De foarte multe ori... Și atunci de ce îi punem acolo? Noi îi punem pentru interesul comunității, dar odată ajuns acolo, partidele nu întotdeauna se gândesc la binele comunității. De multe ori se gândesc că dacă, repet, primarul în funcție X
face un lucru bun, atunci va câștiga și peste 4 ani și noi care suntem în opoziție ce mai facem? Și atunci mai bine îl frânăm ca să nu facă el ceva bun, să ajungem noi la putere, să facem noi același bun, dar sub egida noastră. Păi bun, și asta cu riscul de a lăsa timpul să treacă, da, și cu riscul de a lăsa timpul să treacă. Da. Și... și de proiecte pierdute. Am pierdut pe vremea lui, de pe, nu numai pe vremea când eram în primărie. De multe ori s-au pierdut proiecte din cauza unor voturi sacrificate doar din dorința ca nu celălalt să facă ceva bine, să faci tu dacă vei ajunge acolo. Și dacă nu o să ajungi, să nu se facă. Eu apreciez ceea ce spuneți, da, acum. E vorba de o sinceritate debordantă. Bine că n-ați făcut dumneavoastră lucrul ăsta, dar eu în momentul ăsta simt că încep să mă revolt ușor. Bine, știam lucrurile astea, că nu sunt copil. Dar foarte rar cineva le spune cu subiect și predicat, cel puțin aici, în zona asta locală, ca să spun așa. Și atunci, vreau să mă... Știți cum? Sunt niște lumi paralele, nu vorbim de statul paralel, că nu-l cunosc. Dar cunosc lumea paralelă a administrației, a politicii și a populației. Sunt niște, ca un fel de alergători, fiecare pe... Pe culoarul lui, se mai uită de multe ori în stânga, în dreapta, ce face celălalt. Politicul se uită că dacă populația e nemulțumită și se apropie alegerile, atunci mai trebuie să tragă o dungă pe asfalt, mai pune o mușcată, mai face un spectacol. Acum e pandemie, nu putem, noroc, dar tragem, pandemie, tragem dungi pe asfalt. E prima oară când spun noroc că e pandemie, da, și am scăpat de... N-avem mască pentru că respectăm distanța. Nu, noroc că e pandemie și am scăpat de cavalcada micilor, a berii la pahar și a spectacolelor ieftine. Nu ziceți de fapt plătite până cu... nu sărim coarda, pentru, până nu sărim gardul, pentru că dacă observați, panotajele din oraș ne spun că Deva e frumoasă, da? Da, e acel hashtag cu... Da, hashtag Deva e frumoasă, ca și când nu contează cum arată soția, dar îi punem un tablou pe perete, spunem că e frumoasă. Ea poate să fie necoafată, nearanjată. Acum, pentru orice soț, soția, da, ar trebui să se fie uită cea mai frumoasă la, fată la din fotografie lume. Și cea mai frumoasă, dar nu contează cum arată. Da. Da. E ca aia cu orice cioară își laudă puiul sau cum. Că sau nu orice pisică neagră noaptea. Păi și ce? Nu e Deva frumoasă, doamna Corina? N-am spus că, că nu e frumoasă, dar de aici până la povestea cu împăratul gol e departe. Ia. Puteți detalia? Nu. De ce? Nu vreți să supărați pe nimeni? Devreme. E prea devreme. Da. Am înțeles. Bun, și de ce PMP? Ce faceți dumneavoastră la PMP? Secretar executiv PMP. La Partidul Mișcarea Populară există o mână de oameni inimoși, vechi. Nu mă ascund după faptul că majoritatea sunt băsiști, pentru că... Deci sunteți băsiști. Majoritatea suntem băsiști, dar nu toată lumea. Am înțeles. Da. Dar ce înseamnă a fi băsist? Hai să vedem. Ce înseamnă pentru un băsist a fi băsist? Da, ce înseamnă să fii rocker? Păi, să, nu să-ți știu, placă rock-ul, nu? Nu sunt, da. Nu, mă rog, nu. Dar probabil că înseamnă și un anumit stil de viață și o anumită... Da, da, dacă o luăm pe asta pe chiar direct, înseamnă să fii între cei care apreciază pe fostul președinte. Am înțeles. Păi și unii spun că ăsta ar fi un lucru rău. Acum, câteodată este rău și să fii înalt, câteodată este rău să fii scump, câteodată e rău să fii gras, dar nu se văd râdurile. Păi e rău să fii gras, vă spun. Da? Da. Așa? Da, dar râdurile se estompează dacă ești un pic mai rotund. Câteodată nu e bine să fii slab, așa că fiecare avem câte o preferință și eu mă bucur că trăiesc încă într-o țară în care putem avea astfel de preferințe. N-am spus până acum, dar din câte știu eu, nu știu dacă oficial, ba da, oficial ați fost anunțată, dumneavoastră veți candida pentru primăria municipiului Deva. Da. De ce? Pentru că cu toate că acum ceva vreme hotărâsem că
e vremea să mă retrag din politică și din viața orașului. Tot ceea ce se întâmplă acum în oraș sau în administrație mă intrigă și îmi doresc mai mult, pentru că știu că în Deva se poate mai mult și putem să facem mult mai mult, să nu ne mulțumim doar cu lucruri de fațadă. Tot ceea ce se întâmplă în Deva vă intrigă. Ce? Ceea ce se întâmplă sau ceea ce nu se întâmplă. Faptul că trăim sau se dorește să trăim într-o fațadă. Fațada asta este o fațadă existentă sau o falsă fațadă creată în mod artificial? Nu știu. Nu-mi dau seama. Când spui fațadă, înseamnă, are, n-avem dexul la îndemână, n-o să deschid telefonul, da. Dar fațadă înseamnă, pentru mine, când fac ceva de fațadă, înseamnă a face ceva de ochii lumii. Nu înseamnă că dacă eu mi-am zugrăvit fațada casei, acum am făcut-o fușerind un lucru. Nu. Dar când folosește expresia a face lucruri de fațadă, înseamnă că faci lucruri doar de ochii lumii. De ochii lumii, da? Până trece popa, nu? Da, e discutabil. O să dăm în filozofie. Da. E discutabil în sensul că a face lucruri de fațadă pot fi lucruri fușerite, ca să spun așa, da? Sau de ochii lumii. Sau de ochii lumii. Dar s-ar putea ca din greșeală, dintr-o teribilă greșeală, acel lucru făcut de fațadă să fie unul trainic. Există și varianta asta? Da, există, nu contest asta, dar nu-l văd. Am înțeles. Ce ar trebui făcut undeva? Multe ar trebui făcute, nu ce ar trebui, ce se poate face undeva. Ce se poate face undeva? Mult mai mult decât se face acum. Păi ce? O să vorbim la timpul potrivit, încă nu-i campanie electorală, avem tot timpul. Păi nu, ce v-ar plăcea dumneavoastră, de exemplu? Nu ce ați face dumneavoastră, că nu asta vă întreb. Să folosim eficient banii europeni, nu pentru fațadă, și să, în primul rând, să prețuim ce avem. Nu contează că sunt lucruri făcute de foștii primari. Nu contează că vin din vechile administrații. Odată ce lucrurile respective sau investițiile sunt apreciate sau aduc vizitatori sau lumea le apreciază, nu trebuie să le renegăm, pentru că ceea ce s-a întâmplat până acum, primarii care au venit nu au renegat lucrurile făcute de ceilalți, dar le-au neglijat. Adică le-au lăsat în paragină. A neglija înseamnă a lăsa în paragină? A neglija înseamnă a neglija. Pur și simplu. Da. Am înțeles. Stimați spectatorii, doamna Corina Oprișiu, secretară executiv al PVP Județul Hunedoara, este invitată la Fotoliu cu Ghimb. O emisiune destul de grea, aș spune eu, pentru că doamna spune și nu spune în același timp. Plus că, din ce știu eu și din ce simți și noastră, uneori cuvintele domniei sale te fac sau te obligă ca neuronii să facă sinapsele potrivite. Luăm câteva momente de publicitate, după care revenim. Rămâneți cu noi!